Așa vorbește domnul, la unii nu vă place sfaturile, dar iată ce adeverește domnul, tot ce se spune este din partea mea. Și vă întrebați de multe ori, zice domnul prin Duhul Sfânt, de ce de atâtea ori se repetă un cuvânt? Știți de ce se repetă? Pentru ca voi să luați seama, pentru că am răbdare, îndelungă răbdare cu voi, dar iată vine o zi, zice Domnul, când îndelungă răbdare se termină, și meni o te brai de o te brivot, și cei care n-au luat seama, stamena de o te brai de o te brivot, vor cădea-n plasa celui rău, zice Domnul, de aceea fiți vegheatori, stamena de o te brivot. Eu nu vreau ca niciunul să cadă, zice Domnul prin Duhul Sfânt, dar iată unii din pricina îngreunării păcatului, zice Domnul, și a neascultării de mine, zice Domnul, vor cădea pradă celui rău, stamenta lui Diotebriot. De aceea fiți foarte vegheatori, vrășmașul este și ret, zice Domnul, și vine și amăgește pe unul și încearcă pe altul, dar cei care stau în veghere, aceia resping amăgirea lui, zice Domnul, dar cei care nu veghează, gustă din plin, zice Domnul, dar iată aceasta va aduce amărăciune și mentala idiotebrivot va aduce deznădejde și căderea lor în mentala idiotebrivot va fi mare, zice Domnul, de aceea vegheați, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, cercetați cuvântul meu, zice Domnul, și mentalai de odebrivot, pentru că dacă îl veți cerceta, eu vă voi descoperi, și mentalai de odebrivot, și mena de odebrai de odebrivot, ceea ce trebuie să faceți.